Bună ziua, Valentin Zichin, mă numesc. Sunt prorector cu probleme studențești a Universității Vasile Alexandru din Bacău. Ne bucurăm să ne întâlnim alături de colegii noștri de la Universitatea Tehnică Gheorghe Astache din Iași, din Universitatea Vasile Alexandru din Bacău. La această întâlnire avem sprijinul domnului președinte al Senatului Universității, domnul profesor universitar, doctor inginer, doctor honoris causa Valentin Mindef, din partea Universității Tehnice Gheorghe Astache din Iași, doi reprezentanți, nu știu pe cine se numesc prima dată, domnul decan Gelu Ianuș, încep în ordinea prieteniei, domnul decan Gelu Ianuș, domnul profesor Ciprian Ciofu, ambii sunt profesori, vreau să mă iertați, domnule decan, dar emoția deocamdată o lăsăm așa cum spun eu. În ordinea prieteniei spuneam, domnul decan Gelu Ianuș, un vechi colaborator al nostru, domnul Ciprian Ciofu, un mai nou colaborator al nostru. Mi-e pare bine că am reușit să fim împreună la acest eveniment, care vrea să demonstreze, pe lângă importanța lui în sine, este primul organizat în România, este primul organizat de către cele două universități din regiunea Nord-Est, sunt, știți foarte bine, sunt alte universități cu pretenții mult mai mari, este cel care vrea să dea semnalul tinerilor din licee că își pot împlini visul a deveni pilot de mașină de competiție de Formula 1. Ne bucurăm că avem alături de noi colegii din țările participante, piloți de mașină și care sunt convins au contribuit la realizarea acestor mașini. În partea mea stângă, vedeți ca dovadă că sunt om de dreapta, cât pe aceea era să uit de stânga. În partea stângă sunt alți colegi de-ai noștri la Universitatea Tehnică Gheorghe Astache din Iași, de diverse specialiști în diverse domenii. Tehnologia informației, tehnologia construcțiilor de mașini, autovehicule rutiere, sunt oameni care s-au implicat ajutându-i pe studenți în a realiza acest proiect frumos. Este un semnal atât pentru România, este un semnal național, este un semnal la nivelul Europei, dar mai ales pentru tinerii noștri pe care vrem să-i păstrăm aici în țară, să rămână, să-și îndeplinească visul, să-și împlinească visul. Pentru că în mecanică, în automobile mai precis, și în politică, din câte știu eu, se pricepe toată lumea. Așa că sunt mulți care dau sfaturi, puțin cei care fac ceea ce este de făcut. Eu vă mulțumesc frumos, doresc succes maxim acestei competiții. O să-i rog frumos pe... O să rog întâi pe domnul președinte Nedef, colegul meu, dacă tot am început cu Bacău, suntem într-o sală a universității, ce aparține Universității Vasile Alexandru din Bacău, am să rog frumos pe colegul domnul profesor Nedef, domnul președinte Nedef, să ne spună câteva cuvinte, după care lăsăm colegilor din Iași, piloților de mașini, sponsorilor care sunt, fără de care nu s-ar fi putut realiza acele piese care au condus în final prin asamblarea lor la realizarea acestor automobile, să ducă cuvântul mai departe. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bine ați venit la universitatea noastră. Universitatea Gheorghe Astache din Iași avem multe colaborări. Eu sunt absolventul acestei universități, doctor al această universitate, deci pentru mine este alma mater. Colaborăm cu prea multe domenii, chiar dacă noi nu avem programul de studii automobile, avem mecatronică și încercările studenților noștri de licență și master au fost realizate multe pneumobile care au luat diferite premii la întrecere de competiții de studențe. Da. Vă dau în domeniul acesta al
piloților de Formula 1 sau autovehiculor de curse, încercăm să ținem pasul și să ajutăm foarte mult, în primul rând, studenții, pentru că ei au vise, au aspirații, au tot felul de proiecte care trebuie să ajutați. Noi la Bacău ajutăm foarte mulți studenții în proiectele lor, chiar financiar, pentru a putea să-și îndeplinească un vis. Căutăm sponsor, Bacău Universitatea are o relație foarte bună cu mediul economic și sponsorul vine. Totdeauna găsim sponsor. Deci dacă avem nevoie, Bacău poate sponsoriza multe acțiuni în acest domeniu. Pentru că relațiile au fost corecte, au fost principiale și, normal, sponsorii au fost mulțumiți de modul în care i-a făcut publicitate în activitățile noastre. Îi invităm nu numai la această competiție, am încheiat două ediții a școlii de vară ale universitate, în care, într-adevăr, am avut cea mai mare, să spunem noi, prezență a tinerilor din licee, din colegii, tineri de 17-18 ani, care au rămas surprinși de condițiile care pot să le arăți cariera de nimeni. Încă o dată sper să vă simțiți bine la noi și să continuăm colaborarea cât mai mult, nu numai cu Universitatea Tehnică din Iași, și cu alte universități care se pot prinde în acest, să spunem, în această competiție sau în acest proiect. Vă mulțumesc! Vreau să îmi permiteți să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, bună ziua tuturor. Bine ați venit. Ideea organizării acestui concurs studențesc de inginerie a venit colegului meu, Ciocu Ciprian, după mai multe participări cu la mai multe ediții din Germania, Olanda, Ungaria. Și atunci, bineînțeles că a încolțit ideea organizării concursului Formula Student și în România. Eu l-am susținut și l-am încurajat și atunci am pornit, să spunem, la treabă, cum se spune. El mai mult, eu mai puțin, a reușit, deci a format o echipă. Organizarea acestui concurs nu este simplă. Participanții știu acest lucru. Sunt diverse probe, dar am să-l las pe colegul meu, Ciprian Ciocu, să vă spună câteva din culisele concursului. Și împreună cu colegii noștri de Universitatea Vasile Alexandrei, împreună cu specialiștii din mediul economic, avem aici multe, foarte multe societăți comerciale implicate, deci care au oferit specialiști pentru jurizare. Nu este deloc un lucru simplu. Concursul se va desfășura în decursul acestei săptămâni, până la finalul săptămânii. Și pentru aceasta vreau să-i mulțumesc în primul rând colegului meu, Ciofru Ciprian, să mulțumesc colaboratorilor din Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău și tuturor colegilor din mediul economic care s-au implicat și colegilor, nu în primul rând, colegilor mei din Universitatea Tehnică Gheorghe Sache din Iași, care au oferit competența și sprijinul lor în organizarea acestui concurs. Doresc mult succes tuturor participanților și sperăm ca în viitor să putem organiza și a doua, și a treia, și a patru, și a patru ediția concursului Formula Student România.
Sperăm ca participanții să se simtă bine la noi și să vină și la edițiile următoare. Vă mulțumesc și succes! Ciprian, în primul rând, mulțumim colegilor, prietenilor noștri de la Universitatea din Bacău, companiilor din țară, din România, pentru că au fost alături și au crezut în această acțiune. După cum știți, este o competiție de inginerie, este o competiție de cea mai înaltă nivel, care în Europa și în lumea are o dezvoltare de succes. Prin această primă ediție a competiției Româna Student România, pe lângă legăturile strânse care le aveam cu Universitatea din Bacău, am început și o altă, am trecut, să spunem, la o nouă etapă de a ne lega, practic, învățământul cu ce înseamnă mediul industrial, avându-i alături de noi pe toți reprezentanții înseamnă din industrie. Avem echipe din Turcia, din Islanda, din Polonia și România. Ei au emoțiile lor, noi avem emoțiile mai mari decât ei. Vom trece cu bine de asta, vă așteptăm în continuare până pe data de 5 anul acestea la circuitul de karting pentru a vedea echipele în aceste jocuri. Mulțumesc și să fie cu succes. Și pe zi îmi doresc ajutor. Da. E bun de studiții. Doamna Roxana, vă rog. Dar să le puneți o întrebare. Va participa la această competiție și este încântat de
orașul Bacău și de câte primitori sunt oamenii din Bacău și ne mulțumește pentru ospitalitatea noastră. Yes, thanks. Hi, we're from Athens and we're Iron Racing. We signed up for this competition late, I think, because our car wasn't ready. But the competition has been really helpful for us to turn in the seats we have to turn in. When we send an email, we respond very quickly and helpful. And it's just been amazing how helpful and grateful the Romanians have been to us. You are a team from Iceland. Yes. How many are you in the team? We run 11 people here. 11. Deci este o echipă de 11. Am scris mai târziu în competiție, dar au fost foarte încântați de răspunsul prompt pe care l-au primit ca să se înscrie și au avut puține probleme că echipa cu nu era gata la timp, dar cu ajutorul acestei șanse de a se înscrie mai târziu, au reușit. I'm Volkan. I represent Kocaeli University, Kobe Racing Team. This is our first vehicle. It's an electric vehicle. It's also our first competition, and we are glad to be here. And I'd like to thank to the organizers for their effort. We wouldn't be here if they wouldn't. Give that effort to form this student competition, and we're excited to see what's waiting for us, and we are glad that this competition gave us a chance to prove our engineering skills and automotive skills, and also it gives us motivation. Deci reprezint Universitatea din Cogete, by the way, we have an agreement with Cogete University. Reprezintă Universitatea din Cogete cu care noi avem un acord chiar pe inginerie și au o mașină electrică în competiție. Se bucură că au reușit să participe în această competiție și să-și valorifice competențele lor în domeniul automobilelor, da, în domeniul ingineresc. Și încă o dată sunt bucuros să participe aici la competiția. Hello, I represent Cerber Motorsport from Białystok University of Technology from Poland. Our team is now 16 years old. We built 8 cars and this is our second year of the competition of our last car. We chose this competition because the organization allow us to compete with our work car. This competition allow us also to bring new fresh members to get ready for next competitions. Okay. Well, I have a question about the University. Sorry, I didn't get the name of the University. Yeah, University of Technology. Yeah, okay, good. Maybe we'll also share more. This is Sergei from Poland. Exactly. Yeah. So they represent the University in Polonia. Și nu sunt la prima competiție, sunt la a doua competiție, dar se bucură că organizatorii au permis din nou să participe la această competiție. A doua competiție cu aceeași mașină. Au 16 ani experiență în formula studentă, asta menționat. Am înțeles, da. La a doua competiție cu aceeași mașină. Cu aceeași mașină. Ceea ce mai normal nu este permis. Da. Am înțeles. Fost absolvent al Universității Clinice Gheorghe Sache,
practic, de că pe 2009 am început cu cei doi domn profesor Rusescu și Dumnezeu, formă student în România, în Iași, pe care, cred că acolo 3 ani de zile, 4 ani de zile, fiind începutul de la, să vedem aici, la pista de karting, m-am discutat cu colegii oportunitatea de a le testa în postul, și apoi ești o colaborare foarte frumoasă, dar am ajuns astăzi să conturăm de la un vis de a în România, să avem fizic în România. Și asta se vorbează foarte mult și implicării celor profesori. Acum, dacă este să vorbim despre competiție, pentru că am auzit diverse topicuri aici, așa puțin din obiect, competiția este una inginerească. Nu este una de tradiție. 80% din ce înseamnă această competiție este inginerie. Colegii noștri care fac parte din aceste echipe trebuie să respecte un regulament de 800 și ceva de pagini. Regulament de la ce înseamnă cât de tare trebuie să emită LED-ul pe stop, până la ce tipuri de șuruburi trebuie să folosești ca să fixezi caroserie. Lucruri care vor fi evaluate astăzi în această competiție de către echipa de judge. Echipa care este formată din poștii absolvenți al Universității Tehnice din diferite locații ale țării. Atât pe parte de tehnică, cât și colega mea Ina, care aici, pe parte de business. În sensul că colegii trebuie să facă nu numai, să zicem, proiectarea și realizarea unei mașini. Trebuie să facă și partea de analiză de business. Ce înseamnă să scoți în manufacturare sau să scoți pe vânzarea mici și repere. Și înțelegerea costurilor. Jurizarea nu va fi dacă un număr costul va fi mai scump sau mai ieftin. Nu, va fi în direcția de a vedea înțeleg direcția și înțeleg de fiecare zonă în parte, cum este făcut, cum se realiza și dacă au capacitatea de a înțelege și din punct de vedere financiar zona unde poate să se poziționeze. Și ultima etapă de tot ce înseamnă practic, noi începem cu diverse teste statice. Testele statice care solicită mașina la diverse inspecții, se spun în partea tehnică, după care urmează partea de rain test, team test, urmează partea de business case analyze și cost of manufacturing și ultima etapă este etapa de curs. Dacă colegii, echipele nu trec, toate cele tehnice, partea de business, poate să mai pierd acolo și nu trec partea de inspecție tehnică, mașinile nu vor intra. Asta vreau ca să spun așa, highlight. Este o competiție la nivel foarte înalt, care se desfășoară pe toate continentele. În Europa, domnul profesor, câte locații sunt în Europa? Știu, trebuie să dea peste vreo 40, parcă, sau ceva de genul ăsta. Dar peste 10, sigur. Nu este peste 20, asta știu. Da. Și se întâmplă despre parte din această... Să fim oarecum, să punem și România pe hartă asta, să